Cu toții știm de TikTok, aplicația pe care până și părinții noștri stau. Ei bine, astăzi am decis alături de fratele Peinuț să încercăm niște life hack-uri pe Fortnite găsite pe TikTok. Înainte de a începe, nu uita să-i nu-ți butonașul de like, neapărat să fii notificat de fiecare dată când postez. Trebuie să te abonezi cu clopoțel canalului. Cine bagă bine pe shop e cel mai frumos. Iar pe lângă asta, dacă vrei să mai mult, neapărat follow pe Instagram. Eu nu mai zic nimic, vizionare plăcută. Hai să trecem direct la reacția de la primul TikTok. Este de la Sai. Aici pe ecran aveți și TikTok-ul meu, în caz de vreți să-mi dați tag în TikTok-uri interesante sau dacă folosiți codul meu, nu știu, vedeți voi. Hai să dăm aici direct react. Zero edit delay on Fortnite. First off, go to your settings. Bun, hai să încercăm. Are, dacă mă duc la setări, okay, las pe subtitles, options și ar trebui să le oprim pe toate. Dăm off, extra small, white, non și clear. Dăm apply. Hai să vedem dacă avem zero edit delay pe Fortnite. Bun, deci știm ce trebuie să facem. Trebuie să mergem la setări, să dăm subtitles, să dăm opțiuni și să le dăm pe toate pe low. Bun, oameni buni, cum ați văzut mai devreme, dăm aici la settings, mergem la subtitles pe care nu le mai găsesc în viața mea, unde sunt subtitlerile alu. Bun, în sfârșit am găsit type-ul de subtitles și o să le dezactivăm pe toate. Hai să vedem dacă să mai avem un input delay atât de mare. Încearcă să îmi iei peretele. Ok. Da? Nu, stai, din nou. Bă! E puțin cam OP, oare? Dar nu știu dacă ajută foarte mult. Ia, fii atent, hai să mai încercăm o dată. Încearcă tu să-l iei, să-l țin eu. A, l-ai luat de data asta. Hai, mă, el! Da. Bă, nu pot să cred! Da, bă, tu prinzi car. Hai să vedem dacă funcționează. Bă, sincer, eu simt așa un pic mai smooth. Bine, acum că nu mai știu eu să editez, că nu am jucat Fortnite de 10.000 de ani. Băi, oameni buni, încercați și voi și neapărat lăsați-ne în secțiunea de comentarii dacă vouă vi se pare că e mai smooth sau nu. Asta o să ne arate cum o să ajungem în Spawn Island. To get to Spawn Island glitch in Fortnite, head to Spawn Island and grab a boat. It's closest to Slurpee Swamp. As you may know, there is an invisible barrier. To break that barrier. Bun, în mare parte ne zice cum să mergem pe Spawn Island. Tot ce trebuie să facem e să mergem cu o barcă, oameni buni. O să fie o barieră invizibilă, o să ne ciognim credea sau să trecem. Hai să vedem dacă e fact sau cap. Oameni buni, trebuie să mergem în Slurpee din câte am văzut mai devreme și o să trească să ajungem pe Spawn Island. Eu din câte știu și din câte încercam mai devreme, e un pic imposibil pentru că pundea pe aici sau ceva de genul, e o barieră invizibilă, dar o să încercăm de dragul TikTok-ului. Bă, dar tu unde te-ai dropat aici, Robby? Gata, cum? Auzi, a luat și ăla de mine. Fii atent, avem altă variantă, Robby, vine aici. Da. Și vedem până unde ajungem. Și după aia dăm cu not. A, da, nu, Robby, că nu-i combinație. Bă, lasă-mă că vreau să caut o undiță. Pentru ce? A, vrei să mergi cu rechinul? Da. Nu pot să cred că ți-a venit ție o astfel de idee. Ai găsit undiță? Da. Dar oare sunt doi rechini? Mai bine nu ziceam că cu dulii pe ăla care e acolo. Băi, rechinul meu pleacă de acolo. Bă, dar n-avem nevoie de barcă. Uite barcă! Noi ne băteam pe un rechin. Oricum ți-l lăsam ție că ești tovarăș bun. Da, sunt convins. Ar trebui să funcționeze. Da, trebuie să meargă, mă. Nu, merge, 100% merge. Imediat ajungem, Robby. Mai avem doar 700 de metri. Ce faci, bă? Lasă-mă și pe mine. Bă, jur că nu apăs, eu țin doar W, n-apăs pe nimic. Am mâinile în aer, amândouă. Ia să vedem dacă înaintăm. Da, înaintăm, mai sunt 570 de metri, dar n-avem heal-uri, n-avem nimic. Doamne, cât de inovativ ești. Funcționează, Robby, nu pot să cred. Nu cred. Ba nu, ne blocăm. Sau? Ba nu, nu funcționează, da. Bă, dar vreau acolo. Ba da, mă, merge, dar mergem în lateral. Nu cred că merge, bă. Nu cred că mai merge, bă, gata. Asta a fost. Nu vine să cred, bă. Și eu care eram aproape convins că merge. Bun, muzica de la asta e copyright, așa că nu o să o las pe videoclip, dar ne arată cum să avem un input delay mai mic la tastatură. Mergem în setări, căutăm keyboard și o să dăm astea mai mari. Bun, zis și făcut. Oameni buni, de această dată o să facem ceva la efect care te ajută cu delay-ul de la tastatură. Acum sunt pe cele normale de la Windows și sunt în 1v1 cu fratele Peinuț. Fii atent ce-ți fac, bam, nu te așteptai la asta. Astea sunt cele normale. Intrăm aici pe Windows, căutăm keyboard, bam, și de aici le dăm pe short și fast. Dăm apply, ok, și intrăm înapoi în Fortnite. Înapoi aici, hai să vedem dacă e vreo diferență. Bă, nu fii aici cu mine. Eu sunt pe setările pe care tocmai le-am făcut. Ia. Eu sunt pe setările ce tocmai le-am făcut, iar Pain este pe setările originale de la Windows. Hai să vedem ce ne poate, frate, mâna. Nu vrei să fii prieten cu mine? Cel mai bun prieten, prieten pe viață. Bă, parcă se simte sincer un pic mai rapid. Nu cu mult, dați că n-are IQ-ul ăsta. Ba, are. Nu! Fii atent că te distrug în editor de data asta. Mamă, ce-ți fac, fii atent. Doar uite-te că nu să mai înțelegi nimic. Credeai tu că o să dau edit acolo, bam, te-am capsat. Te-am prins și mă bați. Nu așa trebuia să meargă. Ce faci, obolane? Wow, n-ai murit. Oh my god. Oameni buni, eu chiar vă sugerez să încercați, să lăsați neapărat în secțiunea de comentarii dacă merge sau nu.
Băi, nu, pe bune, chiar vă sugerez să încercați, pentru că e super ușor de făcut. Tot ce trebuie să faceți e să intrați acolo în taskbar, să căutați keyboard și să le dați pe alea la maxim. Oameni buni, credeți-mă pe cuvânt că nu mai găsim TikTok-ul, dar am văzut la mai mulți youtuberi că au încercat asta și a mers. Tot ce trebuie să facem e să ne comportăm ca niște noobi, cum s-ar zice, adică să mergem așa încet la chest, fără să sprintăm, dar am autospin și o să fac așa. Și facem un 360 așa. Ca să testăm. Ideea e că s-ar putea să dropeze un loot de două ori mai bun. Adică nu un loot gri, ci un loot albastru sau legendar sau mob sau nu știu, pentru că jocul vrea să ajute noobii. Așa se zice. Acum hai să vedem. Bă, mi-a dat loot albastru. Hai să mai căutăm chestul, să mai încercăm. E un pic mai chinuitor și cred că mă bate cineva până ajung la chest. Ok, ne învârtim. Nu știu dacă cu arma în mână sau ceva, încet. Și deschidem chestul. Iar loot albastru. Dacă nu ratăm niciun hit, putem să primim loot epic sau chiar legendar. Mamă, asta e fake, n-are cum. Mamă, poate ratez din greșeală. Ok, dai tu acolo, dau eu aici. Dau eu aici, dai tu acolo. Hai, mai avem două. Dau eu aici, dai tu acolo. Și dau eu aici, dai tu acolo. Hai. Al nostru e, mă, îl simt. Iaud! Bă, ne-a dat unul. Uite, am mai găsit un chest. Hai să mai încercăm o dată faza cu nubu. Fii atent, vino încet și învârte-te. Hai, ce-ți dă? Bă, se pune, dar nu știu ce e arma aia, e ceva armă nouă. Acum sincer că avem loot destul de bun, eu zic că putem să câștigăm și meciul. Băi, fiți atenți cum se joacă un meci de Fortnite. Bă, dar nu știu, cred că ăsta e life hack pe care îl pățesc doar eu. Bă, de fiecare dată când mă joc cu Pain, uite unde e zona! De aici am plecat. Nu vine să cred. Și dacă v-ați uitat la restul clipurilor în care mă joc cu Pain, bă, în fiecare meci, zona e la mama naibii. Sunt aici, zona aici, sunt aici, zona aici, sunt aici, zona aici. Incredibil așa ceva. Uite, uite, uite ce a făcut băiatul ăla. Șacul doare undeva, frate, a fugit. Ia uite, șacul găsește și-l bat. Hai puiu. Are și el shotgun. E nebun un pic. Ce-ai făcut, frate? Hai, ce mă bate, l-am bătut. E, vine pigul la mine. Pic, pic. Ești, bă, dai, du-te acasă. Mamă, dacă are... Nu, n-are sniper. Easy. Urcă, urcă pe butoi, poți? Ia oare, poți să te arunc cu el? Nu. Stai, bă. What? Nu cred. What? Nu vine să cred. Mai vreau, mai vreau, mai vreau. Bă, hai că dă OP. Ia pe mine, poți să mă arunc oare? Ia uite cu ce vin eu. Nu merge, bă, eu nu cred că pot. Urcă de pe el. Ești gata? Da, da, da. Băi! Nu pot să cred. Ce? Ți-ai luat falling? Bine, era de așteptat, dar oricum e OP. Aruncă-mă peste munte. Uite, îl dau acolo la tine. L-am dat, nu-l mai găsește niciodată nimeni. E acolo? Unde-i? A, uite-l acolo. Băi, în spațică. Haide, du-mă, du-mă. Bă, ca lumea. Dai, du-mă. Mă, cred că e prea grea piatra sau ceva. Bă, dar ești și tu bun de ceva. Pune-te pe o scară. Da, ok, smart. Bă, și dacă pic tot pe el, nu mi-a falling. Tu-ți dai seama ce tocmai am descoperit? Uite ce s-a activat, bă. Hai, s-a activat dacă e. Bă, nu-ți da heal aici cu mine. Wow, hai în zonă. A, suntem în zonă. Ești la mine. A jucat băieți și playerul ăsta dacă e. Bă, vrei să facem moment amuzant? Fii atent că te arunc, te trimit la el cu ceva. Stai, bă! Urcă pe ăsta! Uite, urcă, urcă pe ăsta, urcă! E la noi, e la noi, e la noi! L-a bă... Ia da cu tăpi și un cap! Wow! De ce mult prea pe bug-ul ăsta pe care l-am descoperit noi? Mă rog, nu știu dacă e bug, oprește-te! Bă, îmi place prea mult, uite ea să joacă de pe... E un marshmallow! Stai, știi că doar mor. Aici jos la mine. Ai bătut? Fii atent. E o banană. Wow! Unde e? Hai să-l batem cu grebitronul. Cu obiecte pe care le luăm cu grebitronul, vrei să zici, nu? Bă, e panicat, ce face? Dă-i cu piatra după el. Fii atent că poți să-l bați și așa, gen dacă lovești cu asta așa. Uite, am dat hit. Bă, mă bate. Bă, mi-a luat medkit-ul. Bă, 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 ușor, ușor. Unde e? 6. Wow! I-am dat 60! Mă, n-ai mă cum! Bă, TikTok-ul gen salvează viețile oamenilor sau ceva. Astăzi chiar am învățat câteva chestii de pe TikTok și am și găsit un bug. Money line, I'ma run it in.